Știți cumva de ce când se merge la mormânt se duc două flori și preferabil galbene? Vă spun eu. Se duc două flori pentru că este o credință care cred că mai degrabă este o superstiție, că dacă îi dai, pui la mormântul celui decedat două flori, el își va găsi iubirea lui de pe pământ de aici, soarta lui, cel perechea care a fost aici pe pământ. Eu știu, soția își va găsi soțul, soțul își va găsi soția și va găsi pe lumea cealaltă. Ei, trebuie să știți că pe lumea cealaltă căsătorii nu mai există. Nu există. Căsătoria este numai pentru viața aceasta. Numai aici legământul căsătoriei funcționează. Acolo nu. Domnul Iisus Hristos a spus foarte clar că în lumea cealaltă nu mai există căsătoria. Și căsătoria este o imagine a relației care este între Hristos și biserica lui acolo, în partea cealaltă, în lumea cealaltă. Însă cât privește culoarea galbenă, culoarea galbenă este pentru că îi dorim celui decedat să aibă lumină, să meargă în lumină. Și lumina este numai cu Domnul Iisus Hristos și numai în împărăția lui Dumnezeu este lumina. În iad, acolo este întuneric, acolo este groaznic, în locul cel în iad. Toți oamenii, în mod obișnuit, dacă nu au ales să-L urmeze pe Domnul Iisus Hristos, ei merg în iad, la chinuri groaznice, merg în locuința morților care se află sub pământ și după judecata cea mare, trec în iazul de foc și de pucioasă. Peste loc este întuneric. Întuneric în Biblie este asociat cu păcatul, cu răutatea, cu chinul, cu groaza, asta este în întuneric. Lumina este asociată cu fericirea, cu bucuria, cu dragostea, cu tot ce este mai bun. Și asta este numai în împărăția lui Dumnezeu. Dar florile la mormânt nu îl duc pe om în împărăție, ci noi nu putem contribui. Este doar exprimarea unei dorințe pentru el să aibă lumină în lumea cealaltă. Dar nu poate schimba nimic, cu florile nu schimbă nimic. Schimbă numai dacă omul fiind aici pe pământ, o lua decizia să-L urmeze pe Domnul Iisus Hristos de plin, toată învățătura Lui. Dacă omul se pocăiește de toate păcatele Lui și alege să-L urmeze pe Hristos pentru restul vieții, numai așa intră în lumină, intră în împărăția Lui Dumnezeu și va trăi totdeauna în lumină. Și atunci când îi ducem flori la mormânt, chiar florile astea funcționează, că ele chiar ne amintim că omul a plecat în lumină. Cum? Este o conexie între florile astea și lumina în care a intrat omul. Ce semnificație ai vrea să aibă florile când vor fi aduse la mormântul tău? Vrei ele să le amintească oamenilor că tu ai mers în lumină sau invers? Să le amintească oamenilor că tu ai respins lumina cât ai fost pe pământ aici și ai ajuns în întuneric. Alege azi să-L urmezi pe Domnul Iisus Hristos. Eu îi mulțumesc doamnei Lilia care vin de aici flori. Haideți să vă arăt florile doamnei Lilia. Iată aici. Vin de lalele foarte frumoase, multe alte diferite flori. Mi-a plăcut că vin de lalele așa. Dar vinde și în ghiveci. Uitați ce este frumoasă. Și vă mulțumesc, doamna Lilia, pentru că mi-ați dat posibilitatea să fac ilustrația. Dumnezeu să vă ajute să intrați și dumneavoastră în lumină, să credeți în Domnul Iisus Hristos și să-L urmați de plin.